Bayern este cea mai bună echipă din Germania. Însă se pare că de când a venit Harry Kane și a dus ghinionul de la Tottenham, Bayern n-a mai câștigat nimic. În ligă se pare că câștigă Leverkusen la o diferență foarte mare de Bayern. De asemenea, Bayern pierde în Supercupa Germaniei, este scoasă și din Cupa Germaniei și de asemenea nici în Champions League nu se surcă bine. Da, a trecut de grupe, a trecut de Round of 16, a trecut de Quarter Finals, însă în finale Real Madrid o scoate din Champions League, iar Bayern nu câștigă absolut niciun trofeu sezonul acesta. Noi în videoclipul de azi o să salvăm Bayern pentru a câștiga acolo titlul și Champions League cu ea. E bine, și am ajuns la Bayern, unde noi suntem noul manager. A plecat Tuchel și a venit Andy Albait să rezolve situația. Noi în videoclipul acesta, după cum v-am spus, o să salvăm Bayern. Asta înseamnă că obiectivele noastre sunt în felul următor. Noi avem la dispoziție 3 sezoane pentru a câștiga Champions League-ul măcar o dată. De asemenea, trebuie să câștigăm titlul ligii de 2 ori. Adică sezonul ăsta, dacă nu câștigăm, și câștigăm următoarele 2 sezoane, completăm acel obiectiv. De asemenea, trebuie să facem echipa asta foarte, foarte bună, așa că cei care au peste 30 de ani vor pleca. Obiectivele cam astea sunt, nu sunt foarte grele, însă Bayern trebuie să câștige Supercup-ul, Cupa Germaniei, Champions League-ul, Bundesliga, pentru a spune că am salvat Bayern. E bine, înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă îți place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja pentru a strânge acolo 1K subscriber, pentru că mai avem foarte, foarte puțin până când ajungem la acest număr, și nu uitați că pregătesc un videoclip special pentru 1K subscriber. De asemenea, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. E bine, acesta fiind spus, haideți să vedem cine are peste 30 de ani. Și se pare că avem Neuer. Ok, Neuer va pleca. Urleci, care nu știu cum se pronunță, sper că așa se pronunță. Choupo-Moting, ok. Și Thomas Müller, ok. Și se pare că și Bun Asar. În rest, ceilalți jucători vor rămâne la echipă. Noi va trebui să facem echipa asta una dintre cele mai bune echipe din lume și avem cu ce lucra, adică avem pe Sané, pe Musiala, pe Harry Kane, care chiar este foarte bun. E bine, și Manuel Neuer pleacă de la echipă, avem 2 oferte, le acceptăm pe amândouă. Acceptăm ambele oferte și pentru Bun Asar, de asemenea și pentru Thomas Müller, acceptăm oferta de la Inter. E bine, Müller s-a vândut, Sar și el la fel, Neuer și el la fel s-a vândut și acum acceptăm oferta și pentru Ulerch, sper că așa se pronunță. E bine, se pare că nu primim ofertă pentru Choupo-Moting, așa că pur și simplu nu să-l folosesc. Și acum efectiv ne băgăm să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. E bine, și cam așa arată primul 11, cea bun primul 11 pentru Bayern. Eu zic că arată destul de bine. Jucători chiar tineri care poate să crească foarte, foarte mult, însă clar avem nevoie de un nou portar, un nou atacant de rezervă și un right back world class. Și se pare că avem un buget destul de bun, 155 de milioane de euro o să ne ajungă pentru tot. E bine, și ca portar vreau să le iau pe Unai Simon, ca right back o să luăm pe Ashraf Hakimi și ca striker de rezervă o să luăm pe Bembu. E bine, și portarul nostru Unai Simon vine la Bayern pe la urmă pe suma de 53 de milioane de euro. E bine, și Ashraf Hakimi vine la echipă pe suma de 60 de milioane de euro. E bine, până la urmă am renunțat la Bembu pentru că avem alt striker aici, l-am văzut tocmai acolo la transfer, avem Pătel care e cam la fel și are 18 ani, adică mai bun. Desigur, aici în locul lui Boy o să-l punem pe Hakimi și în locul lui Peret ăsta o să-l punem pe Unai Simon. Cu această echipă vreau să-i trebuie acest sezon și va fi destul de important, pentru că de data asta vrem să câștigăm Bundesliga, nu ca în viața reală, așa că ne vom asigura. De asemenea, va trebui eu să fac și contractele și diferite planuri, așa că revin imediat. E bine, și Supercup-ul este prima noastră șansă pentru a dovedi că Bayern și-a revenit. Echipa lui Leipzig este destul de bună, însă noi putem să-i batem, așa că dăm un quick sim și hai să ne reușim, și se pare că reușim. Coman marchează dubla și reușim să-i batem pe cei Leipzig în finală. E bine, suntem în septembrie și în septembrie începe primul nostru meci în Champions League, în grupa asta destul de ușoară, zic eu, cu Manchester United, Copenhaga și Galatasaray. De asemenea, momentan în Bundesliga suntem pe locul 1, ne ținem foarte bine acolo, Borussia Dortmund fiind pe 2. Manchester United este o echipă destul de bună, este cea mai bună echipă din grupa asta, așa că cu ea o să dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să o batem. Și nu reușim, ne bate cu 3-0, wow! Luna octombrie se termină cu meciul contra cei de la Union Berlin în Cupa Germaniei, în pocal. Hai să vedem dacă reușim să o batem și să rămânem în această competiție. Avem echipa destul obosită, însă cred că putem să o batem. Îi dăm un quick sim și... ok, o bate la penaltiuri. Choupo-Moting apare, marchează golul final. Da, n-am putut să-l vând. E bine, suntem pe la jumătatea octombrie și suntem pe loc
locul 3 în Champions League. Foarte, foarte rău pentru noi. Însă, dacă reușim aici să câștigăm acest meci și dacă Copenhaga câștigă versus Galatasaray, reușim să mergem mai departe în Champions League. Dacă nu, efectiv, suntem scoși din UEFA Champions League. De asemenea, în Bundesliga ne descurcăm destul de bine. 32 de puncte în 14 meciuri. Însă, haideți să vedem acest meci dacă reușim. Îi dăm un quick sim și haideți să vedem dacă reușim. Reușim să o batem. Tel marchează de două ori și Harry Kane o singură dată. Și până la urmă, reușim să trecem mai departe, pentru că Galatasaray a făcut egal Copenhaga și noi trecem mai departe. E bine, suntem în ianuarie și putem să facem și transfer în caz că avem nevoie. Avem bugetul destul de mare și nu știu exact de ce avem bugetul ăsta. Haideți puțin să ne uităm la echipă. Din câte văd, n-a plecat nimeni pe aici. Văd echipa la fel efectiv. Ok, chiar nu-mi dau seama cine a fost cumpărat. Sigur, cineva a activat aia de cumpărare. Cred că... oh, nu, Mazraoui? Este posibil, da? Mazraoui. Ok, Mazraoui a plecat aparent. Acum mi-am dat seama și Alfonso Davies. Oh, da, să juca cu Reiro. Ok. Deci s-a dus left back-ul și un right back care oricum era de rezervă. Hai să vedem totuși cum s-a descurcat echipa noastră până acum și vedem că Harry Kane are abia 9 goluri, cam puțin dacă mă întreb pe mine. Kingsley Coman are 7, Gnabry 7. Momentan vedem că Musiala nu prea s-a activat cu golurile și cu asisturi. Asisturi e ok, dar la goluri cam puțin. Însă Sané văd că nu prea scrie deloc, efectiv 2 goluri și 0 asisturi, cam slăbuți pentru el. Însă în perioada asta de transfer nu cred că vreau să transfer nimic, echipa arată foarte bine, o să-mi păstrez banii pentru sezonul viitor în caz mai pleacă cineva. E bine, luna ianuarie este aproape să termine și noi mai avem un meci foarte, foarte important în Cupa Germaniei versus Dortmund. Echipa lor este foarte, foarte bună, însă poate reușim să o batem. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și până la urmă reușim să o batem. Harry Kane te-l marchează și mai marchează Coman. E bine, suntem pe la mijlocul lunii martie, unde vedem că Sané, din păcate, este accidentat. Chiar mă gândeam să-l transfer și până la urmă uite că s-a accidentat. O să intre aici Gnabry în locul lui, asta este. De asemenea, a câștigat turul versus Arsenal, pentru că de ea am dat în round of 16 și avem returul la ea acasă. Echipa lor, da, este foarte, foarte bună. Chiar au o șansă foarte mare să câștige. Însă poate putem să oprim noi și să mergem noi mai departe. Îi dăm un quick sim și hai să vedem că reușim. Și până la urmă reușim să bate cu 1-0. Am avut avantajul și bate și în meciul acesta. Musiala înscrie și o bătem cu 3-1. La general. Următorul meci în Cupa Germaniei este versus Wolfsburg, un meci destul de ușor, zic eu, o echipă care nu este chiar așa de bună, însă cine acum poate face surpriza. Însă hai să vedem, îmi dă un quick sim, echipa este destul de obosită, însă este pregătită, zic eu. Dăm un quick sim, hai să vedem că reușim și se pare că reușim, o scoate și pe Wolfsburg și mergem mai departe. Harry Kane cu tel marchează. E bine, suntem pe la jumatea lunii aprilie, unde avem meci versus Borussia Dortmund. Returul însă, pentru că turul a jucat la ea acasă și am reușit să-i batem cu 1-0. Însă retur jucăm la noi acasă, unde avem avantaj, pot să zic. La noi în echipă, Coman este obosit. Să sperăm că va putea juca acolo cât de cât. Îi dăm un quick sim și hai să vedem că reușim. Reușim să trecem parte, reușim cu 3-1 la general să trecem parte. În meciul ăsta înscrie Harry Kane cu Goretzka. Însă în Bundesliga vedem că suntem pe locul 2, Leipzig fiind pe primul loc cu 70 de puncte. Însă noi suntem chiar în ceafa ei cu 69 de puncte. Nu mai trebuie un singur punct, așa că următorul meci versus Leipzig ar putea să decidă. E bine, am intrat în mai și următorul meci este în Champions League, însă este versus Manchester City, unde vedem că în tur ne-au bătut cu 2-0, însă returul la prima acasă. Poate reușim să întoarcem scorul. City, da, arată foarte, foarte bine, echipă foarte bună, însă poate reușim până la urmă să-i scoatem. Dăm un quick sim și hai să vedem. 3, 2, 1 și nu, facem egal. Scrie Ruben Dias cu Goretzka. Până la urmă ne scoate Manchester City în semifinale cu 3-1 la general. E bine, este până la finalul mai și vedem că Goretzka este accentat și Guerrero la fel. Sané între timp și-a revenit aici și putem să schimbăm. Însă Goretzka este accentat. Guerrero are roșu totuși, nu este accentat. Putem să schimbăm aici cu Boy, însă la mijloc poate ar fi Limer, în rest n-avem pe nimeni. Iar următorul meci important este în Cupa Germaniei versus Mainz. Un meci destul de ușor, însă important pentru noi este finala, deci va trebui să câștigăm. Mainz este o echipă destul de slăbuță, adică nu arată cine știe ce, așa că cred că putem să o batem. Hai să vedem. Așa că îi dăm un quick sim, îi dăm auto replay și hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim să o batem în finală, mă. Harry Kane marchează, Musiala la fel și Sané. 3-2 o batem pe Mainz în finală și câștigăm Cupa Germaniei.
germanii. Însă, din păcate, în Bundesliga vedem că încă suntem la un punct distanță versus Leipzig, pe locul 2, ea fiind pe locul 1. Deci următorul meci, cum am zis, va fi decisiv. Însă, din păcate, nu mai sunt meciuri. Asta au fost toate meciurile în Bundesliga. Deci se termină acest sezon cu Bayern pe locul 2, la un singur punct diferență, însă măcar câștigăm două trofee, Super Cup și Cupa Germaniei. Iar în echipă, să vedem ce se scoace mai bine, este Harry Kane cu 21 de goluri și 12 asisturi, Musiala care a jucat foarte, foarte bine, Coman care chiar m-a surprins aici că a jucat foarte bine, iar Gnabry care a jucat mult mai mult decât Sané. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 2, unde majoritatea echipei este la națională, însă nu prea interesează chestia asta, pentru că noi vrem să schimbăm câțiva jucători de la echipă. Simt că avem nevoie de un nou atacant și acel atacant să fie în locul lui Sané. Sané n-a jucat foarte mult în sezonul anterior, așa că trebuie să schimbăm și de asemenea trebuie să aducem și un nou left back la echipă. Și bine, avem bani necesari pentru aceste două transferuri. Avem 179 de milioane plus ce mai luăm pe Sané, pentru că Sané va fi vândut. Să sperăm că vom scoate niște bani frumoși pe el. E bine, și până la urmă Sané pleacă de la echipă. Un jucător destul de bun, însă care la Bayern, ce puțin la noi, n-a jucat destul de bine, așa că pleacă de la Bayern. E bine, și acum cu banii pe Sané avem 238 de milioane. Avem destui bani pentru a transfera niște jucători foarte, foarte buni. E bine, și ca atacant vreau să-mi transfer pe Neymar Junior, pentru care 32 de ani este destul de bătrân, însă îi expiră contractul și cu un așa overall n-am cum să nu-l iau. Și pe poziția de left back este sigur Theo Hernandez, un jucător foarte, foarte bun, care va veni la Bayern. E bine, și Theo Hernandez vine la Bayern München pe suma de 97 de milioane de euro. E bine, și un nou star vine la Bayern. Neymar Junior vine pe suma de 65 de milioane de euro. E bine, chiar dacă Neymar este left winger, o să-l facem noi right winger ca să poată să joace pe dreapta. E bine, și pentru sezonul acesta chiar arată foarte, foarte bine echipa asta. Nu o să mai schimb nimic pentru că este pregătită să câștige și Champions League-ul și Bundesliga. Desigur că mă voi pune să fac aici repede de pe planurile și contractele și revin după aia. E bine, și desigur că primul nostru meci în acest an este în Super Cup versus Leipzig. Hai să ne-a reușit să o batem ca în sezonul trecut. Echipa lor chiar arată destul de bine, însă nu mai este Xavi, ok. Hai să ne-a reușit să o batem. Dăm un quick sim și reușim să o batem cu 3-0. Marchează De Ligt, Goretzka și Coman. Grupa asta este destul de interesantă. Real Sociedad, Atalanta și LASK. Sunt sigur că putem să terminăm pe locul 1 în grupa asta. Haideți să vedem ce facem versus LASK. Dăm un quick sim și să vedem dacă reușim să o batem. Reușim să o batem. Neymar marchează dubla. Bine, mă, Neymar. De asemenea, în Bundesliga nu ne surcăm chiar așa de bine. Suntem pe locul 7. Am reușit 7 puncte în 4 meciuri. Destul de puțin, însă avem timp să ne revenim. E bine, și începe primul meci în Cupa Germaniei. Meciul versus Pauli. Nu știu echipa asta, nu mă întrebați. O să-i dau direct un quick sim și sperăm că vom câștiga. Hai să vedem dacă reușim. Wow! Pierdem cu 2-1. Neymar marchează însă Rofe cu Sad. Chiar dacă a avut un roșu, uite, a avut și un roșu, tot pierdem. Ok. E bine, suntem fix la începutul lui decembrie. Momentan stăm destul de bine în UEFA Champions League. Următorul meci este versus Real Sociedad, pe care sperăm că o să batem. Mai avem două meciuri de jucat, acest meci și meciul versus LASK, un meci destul de ușor. În Bundesliga vedem că ne-a revenit, suntem pe locul 3. Stuttgart este pe locul 1, la diferența de 2 puncte față de noi. Însă haideți tot să vedem ce vom face în acest meci versus Real Sociedad. Vedem că Kim Min-jae este accentat. Wow, ok, nu mă aștept la chestia asta. Îl băgăm totuși pe Upamecano. Le dăm un quick sim și haideți să vedem că reușim. Și se pare că reușim să o batem. Hakimi marchează, Neymar la fel și Goretzka marchează minutul 7. E bine, suntem pe 1 ianuarie. Tocmai aici a început noul an și vedem că suntem pe locul 5. Cam trist, însă asta este. Suntem pe locul 5 cu 30 de puncte, 4 puncte diferență față de Stuttgart, care este pe locul 1, foarte, foarte apropiat acolo scorul între echipe. Haideți să vedem cum s-a descurcat echipa noastră până acum. Aceasta cea multe goluri este Harry Kane de seru cu 13 goluri, Neymar cu 12, care se pare că nu i-a scăzut overall-ul, Goretzka cu 7, bă, destul de bine s-au descurcat jucătorii, Musiala, what, Musiala a dat un singur gol, totuși 4 asisturi. Am da, striker au înscris cea multe goluri, însă uite, vedem că Goretzka a înscris și câteva goluri. Din păcate, Kim Min-jae este încă accentat. O să încercăm noi să-l vindem. Dacă încercăm să-l vindem și transferăm un alt fundaș în locul lui, un fundaș mult, mult mai bun. Avem totuși bugetul, putem să transferăm de acum, însă dacă tot îl vindem fiind accentat, practic nu o să ne mai ajute. Așa că îl vom pune noi pe transfer list să vedem dacă reușim totuși să-l vindem. E bine, și până la urmă primim ofertă destul de interesant de la Borussia Dortmund pentru Raya.
Da, nu prea îl vreau pe aia. O să negociez totuși, pentru că vreau undeva la 55 de milioane de euro. Ce ai, John? 50-60. O să încerc cu 70, să vedem dacă vrea. E bine, se pare că acceptă pe suma de 62 de milioane de euro. O sumă destul ok pentru el, însă noi ne alegem cu bani frumoși. E bine, noi ca fundaș o să transferăm pe Ruben Dias, un fundaș foarte, foarte, foarte bun, care, na, chiar îl vreau la mine în echipă, 90 overall, cu 27 de ani, foarte, foarte bine pentru el. O să negociez destul de mult, clar, dar o să încercăm acolo să scoatem cel mai mic preț pe el. Ei bine, și Ruben Dias vine la echipă pe suma de 130 de milioane de euro. Îl băgăm aici în locul lui Dyer, clar aici pe Ruben Dias, și acum suntem pregătiți să avem un fundaș foarte bun și o echipă care, na, peste tot arată foarte, foarte bine. Ei bine, suntem la mijlocul lunii martie, unde avem următorul meci în Champions League. Iar acel meci este versus Manchester City, care vedem că în tur, la ei acasă, am reușit să facem egal, iar în retur poate avem șansa să-i batem și să-i scoată, să trecem mai departe. Eu zic că o să câștigăm, mai să vedem echipa lor, na, arată ca de obicei foarte, foarte bine. Îi dăm un quick sim, sperăm că o să câștigăm și să vedem. Nu câștigăm, ratează Harry Kane penaltiul. Bă, Harry Kane, bă, ratez penaltiul, pe bune, ne scoate aici, Haaland marchează pentru ei, 4 rateri la general, ne scoate în Champions League. E bine, ne-a mai rămas doar Liga, unde vedem că suntem pe locul 2, diferență destul de mare față de Borussia Dortmund, însă sperăm că o să ne surcăm. E bine, suntem la finalul lunii aprilie, unde vedem că echipa chiar arată destul de bine și vedem că ne-a surcat și noi destul de bine în Bundesliga, însă suntem la o diferență destul de mică de Borussia Dortmund, fiind ea pe locul 1, noi pe locul 2, diferența de puncte este de 3 puncte, adică un singur meci. Și noi mai avem doar 4 meciuri de jucat, adică o singură lună. Va fi destul de greu, însă eu cred că o să reușim și să o batem. Mergem la primul meci și vedem ce se întâmplă. La meciul versus Pauli, care n-a scos acolo în Cupa Germaniei, putem să ne luăm revanșa și să o batem. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim. Reușim să o batem cu 4-1. Harry Kane marchează 4 goluri. Bine, mă, Harry Kane. E bine, următorul meci este versus Wolfsburg. Avem nevoie de win. Echipa lor este destul de bună, însă cred că putem să o batem. Îi dăm un quick sim și haideți să ne reușim. Și se pare că reușim, bate cu 4-0. Goretzka, Coman, Kimmich și Coman din nou marchează. Harry Kane, ca de obicei, ratează toate penaltiurile. Următorul meci însă este versus Freiburg. Un meci destul de ușor, însă să sperăm că o să reușim să câștigăm. Îi dăm acolo quick sim și hai să vedem. 3, 2, 1. Și reușim să-i batem cu 3-0. Coman marchează, Musiala și la fel, și Harry Kane în minutul 1. Bine, mă, Harry Kane. E bine, și ultimul meci, ultimul meci din acest sezon cu Stuttgart. Trebuie să câștigăm acest meci și Borussia Dortmund trebuie să piardă acel meci ca să reușim să câștigăm Bundesliga. Va fi destul de greu, pentru că, ok, dacă reușim noi să câștigăm, poate și ei câștigă, însă hai să vedem totuși ce meci au. Au meci versus Wolfsburg, ok, destul de greu să zic așa, și o să-i dăm quick sim și sperăm acolo că vom reuși și, da, facem egal, n-avem absolut nicio șansă, pierdem data asta și Bundesliga. Două sezoane consecutive. E bine, și se pare că oricum nu câștigam, Borussia Dortmund, pe la urmă, face egal versus Wolfsburg. E bine, și am intrat și în ultimul sezon. Dacă în sezonul acesta nu reușim să câștigăm Bundesliga și Champions League, înseamnă că am eșuat și nu am reușit să salvăm Bayern. În sezonul acesta trebuie să întărim bine echipa. Și în primul 11, să fiu sincer, singurul transfer unde trebuie făcut este, desigur, în locul lui Goretzka. Goretzka va putea trece aici pe bancă și vom transfera un nou mijlocaș. Iar ca mijlocaș, o să vreau să aduc pe Pedri. Nu pentru că are 90 overall, și pentru că expiră contractul. Și o să putem să luăm mult mai ieftin și un jucător cu 22 de ani și 90 overall este foarte, foarte bun, așa că o să mă bag repede să transfer. Ei bine, și până la urmă Pedri vine la echipă pe suma de 130 de milioane de euro. Ei bine, și aici în mijloc intră Pedri, unde deja avem mijloc foarte bun, chiar și pe banca de rezervă. Eu voi face repede diverse planuri pentru acest sezon și revin. Ei bine, se pare că de data asta nu suntem în Super Cup. Ok. Ei bine, grupa noastră de Champions League este destul de ușoară, zic eu. Grupa cu Inter, Club Brugge și Sparta Praga. Iar primul nostru meci este versus Sparta Praga, așa că vom simula meciul. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Reușim să câștigăm cu 2-1. Harry Kane marchează dubla. De asemenea, avem și primul nostru meci în Cupa Germaniei versus Darmstadt. Sper că așa se pronunță. O să-i dăm desigur quick sim. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că reușim să câștigăm. Theo Hernandez pare că marchează și ne mergem mai departe. Liga, momentan vedem că ne descurcăm destul de bine, suntem totuși pe locul 2, însă la egalitate de puncte cu Leverkusen. E bine, și a venit următorul meci din Cupa Germaniei versus Karlsruhe. Nu știu cum se pronunță, băieți. Nu știu, o să mă dau bătut la chestia asta. Nu știu cum se pronunță. O să-i dăm desigur quick sim. Echipă ușoară, zic eu. Sper să nu ne scoată totuși. Îi dăm
un quick save. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim să batem, da. Cu 4-0. Harry Kane marchează dubla, Pedri și Musiala marchează și ei. E bine, și se pare că în Bundesliga suntem oficial pe locul 1 cu 23 de puncte. Iar în Champions League mai avem două meciuri de jucat, meciul cu Inter și meciul cu Sparta Praga. Suntem pe locul 1, stăm pe spate cu 10 puncte, însă trebuie să simulăm acest meci versus Inter. Sunt chiar curios dacă reușim să o batem. Îi dăm un quick sim și se pare că reușim să o batem cu 2-0. Harry Kane cu Musiala marchează. E bine, suntem în ianuarie, luna în care putem să facem transferuri și să fim sincer, nu cred că avem nevoie de transferuri. Adică hai să mergem să vedem cine a scris cea multe goluri și este Harry Kane, da, clar, cu 19 goluri și desigur Neymar pe locul 2 cu 13 goluri. În rest, echipa se descurcă destul de bine peste tot. Nu mă aștept la cea foarte spectaculoasă. Vedem că Pedri se descurcă acolo foarte, foarte bine cu 9 asisturi, așa că nu vom face niciun transfer. E bine, următorul meci în Cupa Germaniei este versus Union Berlin. Hai să vedem dacă reușim să o batem până la urmă și pe ea. Echipă ușoară, îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să o batem cu 4-1. Del marchează, Goretzka la fel, Neymar marchează și el și Coman la fel. E bine, suntem pe la jumatea lunii martie, unde avem meci în Champions League versus AS Roma, unde vede că în tur am bătut-o cu 3-0 la ea acasă, însă sperăm că în retur la noi acasă o să o batem și, adică, na, așa sper. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să facem egal și trecem mai departe. Cu 5-2 la general, Neymar marchează și Neymar din nou. În Bundesliga, de asemenea, ne descurcăm foarte, foarte bine sezonul acesta. Avem 61 de puncte în 24 de meciuri și pe locul 2 este Leverkusen, 48 de puncte, foarte în spate. Următorul meci în Cupa Germaniei este versus Mainz. Să sperăm că reușim să o batem. Echipa e destul de ușoară de bătut, însă nu se știe niciodată. Dăm un quick sim și hai să vedem că reușim cu 3-0. Neymar marchează, Coman la fel și Musiala marchează și el. E bine, încă suntem în aprilie și următorul meci este desigur în Champions League, unde întâlnim Atletico Madrid și vedem că o batem în tur cu 4-1, foarte, foarte bine. Iar în retur vom juca la ea acasă, să sperăm că reușim să trece. Totuși 4-1 este destul de greu de înfrânt acolo. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și să vedem dacă reușim, batem chiar cu 2-0. În retur înscrie Coman și Musiala și la general batem cu 6-1. E bine, suntem în mai și următorul meci, da, este în Champions League versus PSG, se pare, care am bătut-o în tur cu 4-1. Foarte, foarte bine acolo, se pare că noi cu 4-1 îi batem, însă în retur jucăm la ea acasă. Va fi destul de greu, însă 4-1 sunt destul de sigur că o să trecem mai departe. Îi dăm un quick sim și hai să vedem. 3, 2, 1 și se pare că pierde meciul acesta, însă trecem mai departe. 4-2 la general. În Bundesliga se pare că stăm foarte, foarte bine. Avem 81 de puncte în 32 de meciuri și pe locul 2 este Borussia Dortmund, care are 69 de puncte, adică, na, destul de mare diferența. E bine, suntem la sfârșitul lunii mai și înainte de finala Champions League mai avem un meci de jucat și acela este finala Cupei Germaniei versus Leipzig. Un meci foarte, foarte greu, însă sunt confident, cred că o să câștigăm, așa că îi dăm un quick sim și reușim până la urmă, reușim cu 3-1 să o batem. Harry Kane marchează, Musiala la fel și ce marchează, Musiala din nou. E bine, și da, suntem în finala Champions League, unde vreau să o jucăm, însă înainte să o jucăm, hai să vedem cum arată echipa noastră, ce a făcut echipa noastră și pe ce loc suntem în Bundesliga. E bine, după cum știm, am câștigat Cupa Germaniei, deci ăsta ar fi un trofeu. Bundesliga, de asemenea, reușim să o câștigăm cu 87 puncte pe locul 1. În sfârșit, după două sezoane în care Bayern a fost numai pe locul 2, reușește să câștige. Echipa noastră arată efectiv fabulos și mă mir cum Neymar încă n-a scăzut. Efectiv, are 88 overall, încă n-a scăzut foarte mult și mă bucur chestia asta. Însă haideți să vedem ce a scris cea multe goluri și se pare că este Harry Kane cu 41 de goluri. A rupt sezonul ăsta efectiv. Însă Neymar nu este foarte departe. 26 de goluri și el foarte bine la 34 de ani. Musiala și el cu 16, da, s-a descurcă cea mai bine și la asisturi este Musiala cu 19 asisturi. E bine, și ne mai trebuie un singur trofeu și acela este Champions League. Manchester United arată chiar foarte bine. Jules Koundé, Kerkes, Sancho, Greenwood, care aparent joacă, Gertruida și el acolo, Holzberg, echipa chiar foarte bună, însă cred că putem să o batem. Echipa noastră clar trebuie să fie superioară, adică uitați-vă totuși la overall-uri și ce jucători avem în echipă. O să jucăm pe world class, nu o să fie cea wow, așa că hai să-i
intră în meci. Bine, și vedem caținurile cu oamenii care se pregătesc de meci. Așteaptă aici meciul să înceapă, își cumpără tricouri. E bine, și finala Champions League versus Manchester United începe. Ocazia aici pentru Højlund, scapă foarte bine. Hai să vedem dacă reușim să ne apărăm. Șutează însă, ne salvează acolo Unai Simon. Foarte bine aici Musiala, Harry Kane. Vedem pasa la Coman. Coman se poate duce, pasează la Musiala. Musiala șutează, însă apără Onana. Hai să vedem acum pe Neymar cum driblează el, dacă mai poate. Nu mai poate, la 34 de ani nu cred că mai poate să mai dribleze. Un atac foarte bun de la Manchester United. Kerkez avansează, centrare bună, însă respinge De Ligt cu umărul. Bine, mă, De Ligt. Corner pentru Manchester United. Hai să vedem că reușim să respingem acest atac. Foarte bun, Gertrude de la cap, însă sare aici Unai Simon. Neymar la balon, Neymar continuă foarte bine, însă ce bine tackle acolo, este faultat aparent. Foarte bună aici ocazie pentru Bruno Fernandes, continuă cu balonul, foarte bine acolo, însă reușim să ne apără. Ruben Dias ne salvează. Ocazie foarte mare pentru Manchester United. Se pare că sunt multe pase la noi în care, însă până la urmă respingem. Bine aici la Coman, Harry Kane, foarte bine aici, mă, Coman șutează, însă apără Onana. Ce bine a apărat acolo Onana. Pasă foarte bine la Højlund. Hai să vedem dacă reușim să-l oprim pe Højlund. Șutează însă în blocaj. Neymar vede pasa la Kane. Kane are viteză cât de cât, se poate duce. Intră în careu, Harry Kane continuă, șutează, însă apără Onana, bă, ce bine apără. Nu apără așa și la noi. Hai să vedem, din nou un corner încercăm, mai aproape, însă este prea încedată. Însă recuperează aici Kimmich, centrare foarte bună, șutează însă pe lângă poartă, bă, Harry Kane, bă. Ok, era offside. Bine, aici la Hakimi, Hakimi se poate duce, centrare la Coman, Coman șutează și reușim să înscriem în minutul 82. Reușește Kingsley Coman să facă 1-0 pentru Bayern. Revedem faza, foarte bine aici a plecat Hakimi, pasa foarte bună la Hakimi, centrare foarte bună și Kingsley Coman cu stângul reușește să șuteze pe lângă portar și face 1-0 în finala Champions League. Bine aici Kingsley Coman, are șansă să facă dubla. Hai să vedem, căutăm pasa la Harry Kane. Harry Kane foarte obosit, o uită în spate, nu știu ce face. Și se pare că este gata, se termină meciul. Reușim să câștigăm finala Champions League cu Bayern. După atâția ani, Bayern câștigă finala Champions League. E bine, și haideți să vedem cum ridică trofeul jucătorii de la Bayern. Hai să vedem cine este capitanul totuși, că chiar nu știu. Ar trebui să fie, cred că, Kimmich. Și se pare că este Kimmich, da, Kimmich este capitanul. El va ridica trofeul, hai să vedem. Punem apă el, lasă în jos și... reușim să câștigăm finala Champions League. E bine, și cam asta a fost videoclipul de azi. Eu zic că ne-am jucat destul de bine, am transferat-o cu niște jucători foarte, foarte interesanți. Am reușit până la urmă, chiar dacă am reușit tocmai în sezonul cu numărul 3. Am reușit și Bundesliga și Champions League. Însă, na, uitați-vă la echipa asta. Cu echipa asta chiar n-aveai cum să nu câștigi Champions League-ul. Eu sper că a plăcut. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1K subscriber. Mai avem foarte puțin până la 1K. Și nu uitați că la 1K subscriber avem un videoclip special. Și dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez ceva nou. Eu a fost Andrei Labait, v-am pupat, pa, pa!